Bună, frumoșilor! Suntem în Sevilla și pentru că avem puțin timp liber, m-am gândit să facem turul interior al cabinei. Haideți să mergem! Încep de la perdele. Avem perdele personalizate cu numele noastre. Așa sunt oglinzile de la Scania. Pe ușă avem butoanele astea pentru comenzile de la oglinzi, de la faruri, blocare uși, blocare de blocare, geamuri și toate cele. Așa arată și volanul de la Scania. În bord vedem asta. Sunt 38 de grade afară. E foarte, foarte cald. Avem aici navi. Am pornit clima, că e mori, n-ai cum. GPS, noi avem un GPS normal de la PNI, pe ăsta îl folosim de mult, de vreo 6 ani de când am început. Acolo în geam am reclama cu numele meu, reclamă luminoasă. Avem aici un aparat de cafea. Aici avem și măsuță. Unde mâncăm? Și jos mai avem încă două sertărele, unul mic, în care ne ținem telefoane sau știu eu ce, și unul mai mărișor. Tot așa avem aici linguri cu care să mâncăm furculițe, chestii, medicamente, creme. Acum să trecem și la partea de sus, unde avem tahograful și avem și aici trei dulapuri. Unul în care ne ținem actele, cel de-al doilea, unde avem cuptorul cu microunde. Aici ne încălzim noi mâncarea. Și al treilea este dulapul meu de haine. Aceasta este perdeaua din dreapta, tot așa personalizată. Sus avem un spray de mirosit, ochelarii mei. Și să trecem în partea din spate, unde se află paturile. Bineînțeles că avem două paturi, patul de sus și patul de jos, pentru că suntem în echipaj. La patul de sus avem și scară. Două compartimente și într-o parte și în cealaltă. Și așa arată patul nostru de jos. Patul de jos se și trage, dar nu vreau să-l mai deranjez. Vine cam până pe aici, cam 20-25 de centimetri iese în afară. În această parte avem frigiderul, care este plin cu mâncare, cu de toate. Iar aici avem un compartiment în care tot așa ținem mâncare. Avem fuet, orez, banane, șervețele umede, saci menajeri, absolut de toate. Patul de jos se și ridică și avem hainele lui Iubi, mâncarea pe care deja v-am arătat-o, acesta este frigiderul, iar acolo la fel hainele lui Iubi. Acesta a fost turul camionului, sper că v-a plăcut și dacă vă place să vă distrați, nu uitați să intrați la Mr. Beat, la linkul din comentarii.